Bună ziua! Numele meu este Florina Vădănei și sunt specialistul service pentru gama de încărcătoare Manitou în cadrul companiei IPSO. După cum probabil știți, când vorbim despre utilajele Manitou, discutăm despre doi factori esențiale în exploatarea acestora, și anume capacitatea de ridicare, cât și siguranța. Atunci când capacitatea de manipulare a sarcinii scade semnificativ și nu respectă parametrii prezentați în diagrama de încărcare disponibilă în cabina operatorului, se impune o calibrare a senzorului de stabilitate. Fiind vorba despre o calibrare interactivă, aceasta se poate efectua de către operatorul utilajului în 4 pași simpli. Pasul 1. Retragem brațul telescopic și îl așezăm în poziția inferioară. Pasul numărul 2. Așezăm brațul în poziția superioară. Pasul numărul 3. Coborâm brațul având turația motorului la maxim. Pasul 4. Se ridică o sarcină și se basculează mașina până când puntea spate rămâne suspendată. Vor aștepta 5 secunde până puntea se va echilibra, după care calibrarea este finalizată cu succes. După ce calibrarea a fost efectuată cu succes, utilajul poate fi din nou folosit la capacitatea sa maximă. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună!